Bună, astăzi o să vă arăt cum se fac cablajele manual. Deci aveți nevoie de un șubler, două marcare permanente, cum se vede, o placă de cupru, bineînțeles pe această placă o să vă faceți desenele, burghie, bine, aici am numai un burghiu de 1 mm, o pensulă pentru a picta cu vopseaua asta, fiindcă aveți nevoie de așa ceva, de altfel nu o să vă iese bine, fiindcă markerul se dizolvă în această substanță numită clorolaferică, alcool izopropilic, diluant și un vas. Această menghină o să vă ajute să tăiați plăcuța pe care vreți să o corodați. Asta e plăcuța, o prindeți în menghină, de așa numai că eu n-am să o prind. Înainte de a o prinde, faceți traserii pentru tăiere cu acest șubler, trasați pe placa respectivă, se vede, și cu o pânză de bonfire o tăiați. Puneți așa și dați în continuare. Deci, așa. După ce ați tăiat placa, dați aici cum a fost tăiată, începe să desenați pe ea, dar înainte vă uitați pe schemă. Eu aici am o schemă de amplificator. Vedeți? Vă faceți în cap cum vine cablajul și începe să desenați pe plăcuță. După ce am desenat și am pictat aceste plăcuțe, să vedeți cum arată, eu așa le-am făcut, să vede destul de clar, m-a ieșit tot cu vopsea, trebuie și vopsea, deoarece dacă nu o puneți să dizolvă, dați aici, aici avem o corecție de ton și un joc de lumini, așa. Asta e soluția, cumpărată de pe Nivarom și un vas. Acum voi pune aceste două plăcuțe la corodat. Uitați, așa arată. Cum vom desface această soluție. Așa. Aici, cum voi turna în cutie, așa ca se vadă. Și trebuie acum să stea așa vreo 5 ore. După vreo 5 ore va fi gata. Poate să țină mai mult, deci eu fac să nu mai țin. Acum voi aștepta. Acum, după ce am terminat de corodat placa, uitați cum arată pe partea asta și pe partea asta la altă. Încă nu am găurit-o pe asta. Cealaltă plăcuță, uitați aici, am găurit-o deja. Cum se vede? Așa arată. Cam așa iese, da,